În timp ce tu spuneai că vor fi între 30 și 38 de grade, aud o voce. Eu plec la mare. Eu plec la mare. Cine ne șoptea? Luiza Bucur, care acum este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Tu pleci la mare, este? Ce bucurie! Ce bucurie! Viața este o bucurie. Și la mare fac sport. Dar de ce ai tu atâtea salteluțe în fața Pentru ta? Pentru că am trei prieteni minunați, mm-hmm, care astăzi vă face cu mine stretching. Ce bucurie, auzi, ce băieți? Bucurie pe voi! A, vi s-a întors roata. Da, exact. Bogdan și Adela, care faceți mișto de mine. Nu, nu, și tu. Hai. Eu nu pot să stau pe acolo lungită. Dar ce are? Păi nu trebuie să te lungești, le faci pe alea în care nu te lungești. Stretching. Scoate-ți cămașa, Bogdan, hai. Bine ai venit, Luiza. Bine te-am găsit, Bogdan. Ești pregătită să-mi dau jos cămașa? Hai, două. Dar uite ce facem cu Adela. Hai mă, că ne faci parerea de picioare. Dă-ți jos cămașa și tu, Adela. Ești o bucurie pentru ochii oamenilor. Eu îmi doresc super mult să fac stretching. Mi-e place foarte mult să fac stretching și am nevoie de la. Chiar așa de tine acum, na. Nu știu cum o să te pune pe saltea cu piciorușele de... Aia zi! Îți dau salteaua asta mea pe care am pus eu picioare. Nu, doamne, nu, eu fac exerciții care se fac în picioare. Bine, hai. Clar, gata, așa face. Hai, băieți, pe saltea. Iată, îmi pune sincronizăm. Voi culcat pe spate pe saltea. Așa, da. Eu vă arăt ce exersat și apoi merg direct la Adela. Vreau în primul rând, de la voi, frumos, pe spate, sus, menținem, atenție, și sus un picior. Bogdan îmi spunea ieri că el vrea să testeze poziții imposibile. Ia, Bogdan. Iar eu vreau să-i demonstrez că sunt foarte posibile. Da, păi până una alta e ok. Bun, și schimbăm. Și schimbăm piciorul? Da, da, da. Ridică sus, ridică arcuiește frumos și bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Perfect. Asta spune el că vrea să fac, asta vom face. Dar îmi trebuie un pic picioarele ca să fie. Băi, Luiza, sincer, mă simt prost aici, așa, nu știu, pot să mă așez, mă duc aici, nu mi-e rând, adică unde măcar. Practic. Bravo, băieți. Și când e de dat cu capul în dreapta, în stânga, pot să dau de acolo, bine? Sigur că da. Așa, mulțumesc foarte mult. Băi, cum s-a scăpat ea și de data asta, mă. Uitați-te puțin la mine, șuru. Bogdan, ia uitați-vă. Deci am plecat cu picioarele de aici, depărtate, am coborât genunchii pe o parte. Da. Da, dar fii atent ce fac acum. Îmi prind piciorul de la spate. Hai, că hai, deja. Asta o vroia e. Adela, da, tu vrei și veselează-ne cu o cretă. Mă doare un pic aici. Te doare un pic, nu? Da. Ia. Depărtează-l un pic de picior și ai mâna lungă. Asta e. Și pe cealaltă întindă. Și Rubel, eu am mâna lungă, tu? Unde te? Eu aici mă simt un pic stresat. Acolo te strâmtorează un pic. Da, dar nu cred că e de la blugi. Stai că nu merge mai mult. Dă-l pe ăsta aici. Atâta merge el. Și prinde-l cu mâna, că ai mâini lungi. Hai. Și privește înapoi. Așa zici tuturor? Ca o mâine lungi? Așa spui tuturor? Dar chiar are mâinile lungi. Are... Deci e normal să mă doară aici? Este normal să se întindă. Cum să nu? Hai și pe partea cealaltă, dar ușor. Aulă, doamne. Ia. Adela? Privești? Hai. Privește trupurile astea minunate, Adela. Că da, pentru tine sunt facem. Nebunită. Ca să sclătești tu, da, ochii. Uh-huh. Și te uiți înapoi, umărul rămâne pe saltea. Și tu la fel, puiul. Doamne, Bogdan. Ambii umeri? Uită-te, ambii umeri. Băi, cum ai tu și stângul pe saltea? Știi care e faza amuzantă? Trebuie să te relaxezi. Da, exact. Deci, pe bune, asta înseamnă stretching, să te relaxezi. Să mă și relaxez. Bine, băieți, atenție. Stângul peste dreptul. Asta îmi place. Da. N-aș spune, dar mă rog, încercăm. Am întins. Cum facem asta? Mă doare rău de tot. Păi rămâi acolo. Este oribil. Stai pe spate, auzi. Aoleu, doamne. Nu este pot sta. Bine. Uite ce corect fac eu. Mai stai. Deci nu pot să stau, vorbesc serios, n-am atâta mobilitate. Au. Știi ce poți să faci? Stă-l în doi. Știu ce nu pot să fac. Uite, ia uite, poți să-l ții îndoit aici, de coapsă, îl tragi la piept. Aici poate, mai da, asta mai realist. Și cine este avansat de-a dreptul? Aici, poți să-l duci și pe spate. Oh. N-aș putea să fac cine așa. Cine este avansat? Un pecăpâri. Stai că, da, bun. Vezi că te doare lombarul după aia, nu e ok, nu încercăm. Hai și așa simplu, da. Depărtăm. Ți-am îndeplinit dorința, mi-ai spus ieri că vrei să faci și tu, de asta e imposibil. Păi ți-a referat la data de n-a făcut niciodată gen cu buta pe carte sau poziții imposibile pentru viața să știi lui. Că aici mă țin blugi, am o scuză. Știu, dar ideea este nu să tragi de ele în exterior, să apeși în interior. Bine? Bună, mamă. Și fii atent aici, șuru, uite-te un pic. Cu ocazia asta aflăm dacă avem ceva, pantalonii rupți sau... Suntem bine? Suntem ok, nu? Nu, mă vezi pe mine, eu sunt pe aici și am prins gleznele. Dar eu nu pot să fiu pe acolo, pot de aici. Dă-o încolo de drept. Ai putut. E perfect. Este minunat. Bun, facem așa. Cu genunchii pe o parte, mă ridic înșezut și hai să facem și aici două, trei exerciții drăguțe. Hai. Am o dată ăsta, l-am îndoit la spate, m-am dus cu pieptul în față. Da.
Dar nu pot să stau așa. Dar uite, uite-te, eu nu stau pe el, puiul. Eu știu, dar eu nu pot că pârâi de aici dacă încerc să... Uite, atâta pot. Păi și de ce? Pentru că tu n-ai început ca mine. Uite, acum pot. Tu n-ai început ca mine. Eu am început de aici. Da. Sunt aici, Bogdan. Da. Și de aici îl îndoi cât îmi permite. Ținându-l pe ăla nemișcat. Stai un pic cam așa. Da. Dar e ok. Păi al meu îmi permite atâta, lui. Și nu merge genunchii tău mai în stânga, un pic așa. Așa, un pic. A, parcă, parcă. Ce mai face? Mai dă-ne unul. Să vă mai dau unul, pe ia. Cum să nu. Ia uite, cum a luat. Pac, zici că începe un breakdance. Hai, șuru. A, asta e deja. Da, uite așa. Sau așa. Așa. Și așa, și uite cum am tras eu de genunchi aici și privesc înapoi. Cu mânie. Privește cerul. Cu dragoste. Cu mânie. Băi, aș vrea o poză așa, uite așa, că mă uit în sus așa. Dacă îmi faceți vreodată, Adela, dacă îmi faci vreodată statuie, din orice da, motiv. Da, și eu tot așa o vreau. Aș vrea nu, să nu. Stau așa și să mă uit în sus. N-am de gând să fac asta. S-o pui la mare. N-ai de gând să, să, nu vreau să, fac să consumi atâta ciment. Nu, nu, nu. Bine, nu, mă fac eu mai bine pun un ghid decât să-ți fac talpă, statuie. Talpă, așa. Dar zice, a zis că nu vreau să consumi atâta ciment. Așa. Nici n-are, nici nu se mai găsește. Dacă te duci să dai comandă de atâta... Bronz sau ciment. N-avem atâta doamne, ce cuiu, Bogdan Ciudoiu, nu. Faceți și voi ce fac și eu. Balasta. Bă, dar ce shaming, ce body shaming creativ aveți astăzi, bravo, colegi. Tu mai mult body. Așa. Prefer să fac stretching. Nici nu mai bat. Dar vreau să știu acum, vorbim serios. Toate aceste poziții se mențin 20 de secunde. Deja, după cele câteva posturi pe care le-am făcut, sunteți un pic mai ok? Mult. Da, eu dacă mai mențin 20 de secunde, cred că fac și niște bănuți. Da. Eu sunt deosebit de mult. Bine, mai asta okay. Ridicăm ușor să vină, să facă și Adela cu noi ceva, nu? Da, așa, sigur că da. Chiar am da, vrei să ne ridicăm fără să punem mâinile? Eu știu șmecheria asta. Da, știu, mai mi-a arătat-o, mai fă o dată, dar nu la stretching, bine? Du-te, mă! Păi challenge accepted, du-te, mă, de aici, mă! Stai așa, hai de și Bogdan. Ce? A fost ceva amuzant, nu? A, în sfârșit. Vă mulțumesc, mă. Un fel de hotărâie. Da. Ia uite ce fac aici. Ia uite. Am tras back abdomenul. Back, all right. Ok. Am dus sus, 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 m-am înălțat, am întins coloana. 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 Am prins la spate. Da? Așa. Perfect. Și acum, o mână vine pe interior, cealaltă pe deasupra coroană, mă duc pe lateral. Păi și dacă am transpirat, las o braț, cum fac exercițiul ăsta? Fă-l așa, că sportul înseamnă și transpirație câteodată și nu-i problemă. Mândru îl faci, asumat. Da, asta zic, uite cât am muncit, am transpirat. Așa. Și aici, bun, Adeluț, aici îți doreai tu să ajungem? Da, aici, aici e treaba. Așa, acolo da, se întâmplă. Asta este foarte bun. Deci, cervica aici la nene. Prind, duc lateral, mențin. Bun, și invers. Dar de ce e important să ții mâna cealaltă pe umăr? Că pentru că l-am fixat și uite, dacă fac așa, sunt tentat să mă duc cu totul. Nu, el a rămas pe loc, l-am prins și am tras ușor gâtul. Să te ameninți un pic, să te tragi și de păt. Mai faci, mă? Am înțeles. Mai faci și aici, fără să porțez. Și ăsta este preferatul meu. Ăsta este fix cel mai bun exercițiu pentru dezmorțit ceafa. Trag ușor de gât. Luiza, îți mulțumim mult, ne-ai dezmorțit astăzi de tot da. Și gândurile mi le-ai dezmorțit. Eu ce vreau să te întreb, Luiza, hai că mai întâi să fac o afirmație, să zic îți mulțumesc. Cu și doi să spun ce-ți place cum stă îmbrăcat așa? Da, sunt superbă, 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 superbă. Adevărul că multă lume îi spune și am văzut mesajele, niște picioare. Ei, așa picioare, na, ei, na, da, când ai așa picioare, na, altfel porți o fustă, știi? Ești dar mă rog, ideea e că nu trebuie neapărat să faci sală ca să poți să te bucuri de o asemenea apariție.